Și bine v-am găsit, de fapt bine v-am regăsit pe canalul meu, aici Chris the King și astăzi vom încerca un nou joc, Pineapple Pen, probabil îl știți de pe net, YouTube, PAP, pe Pineapple Apple Pen, melodia care devenise virală, dar acum este mai de modă veche. Din cauza că la modă acum se află Despacito, melodia aia care a nebunit lumea și în capăt este Shape of You. Scuzați-mă pentru întreruperi, pentru că nu prea înregistrează aplicația. Și da, totuși pe net sunt foarte, foarte, foarte vizionate. Gangnam Style, PBAP, Despacito și Shape of You. Acestea sunt anumite melodii care au făcut furor și încă sunt în topuri, nu sunt mai jos. Așa, ce vreau să spun? Revenind la oile noastre, acesta este un mic joculeț, dacă vă place, exact cum ați făcut și la videoclipul anterior pus de mine. Nu uitați să mă susțineți cu un like și o să fac mai multe episoade cu Pineapple Pen. Nu știu ce se numește așa, pentru că trebuia pen, Pineapple, Apple Pen, dar așa era titlul prea lung, dar logic. Haideți să începem. Jocul se mișcă mai slow din cauza că filme și după ce închei filmarea, normal că vine așa. După cum vedeți, am făcut 141 de bănuți, m-am jucat un pic off camera, am luat două moduri. Jocul ăsta trebuie să bași cât mai multe pixuri în mere sau în ananasuri, făcând puncte mai multe, anumite scopuri și cu acestea poți să-ți iei pixuri. Cu pixuri, e bine, poți să-ți iei teme! Și încă 7 pixuri pentru tema Hawaii, ceea ce o să mă bucure. Știți? Vreau ca voi, de fapt, lăsați să nu mai pun nicio melodie. Pentru că n-am nevoie. Ho? Ho? Oh, shoot! Dați înapoi să vezi cât de aproape era! Oh, mă grăbesc. Serios? Serios? Scuzați aceste reclame la Oh! Nu se poate, o să încerc spirala atunci. Să vedem cum e cu spirala. Așa. Ok. Jocul ăsta începe să mă enerveze. Foarte rău. Pineapple, Apple Pen. Din 30. E bine, e bine, e bine. În continuare o să fac pauză pentru a lua mai mulți bănuți, să facem rost de bănuți pentru pixuri. Revenind, am să vă arăt sistemul. Acest bani poți să-i faci la Huge Pineapple, adică bossul Pineapple. Poți să-i faci din, jucând din moduri simplu și momentan spiral care le am. Sau questurile făcute sau poți să sar peste. Dacă mori, îți dă opțiunea să vezi un video 35 de mănuți. Cred că aia e cea mai... Și îți dă și video scurte, așa că o să luăm pentru tema Hawaii un pen. Un pix bară pai. Uite, acum mai avem decât 6 pixuri. Cum ar veni de cumpărat și putem să schimbăm tema. Hai să la Crăciun! Și vedeți?
s-au schimbat merele și ananasii ăștia. Acum au câte un fâl de nea în frunte, în ureche sau din aurea. Vedeți, mișto? Super mega mișto! Hop! Hop! Super drăguț! Hop! Nu riscăm, jucăm safe. Deci 30 din 30. Scopul nostru este să colect 20 de coin pe fruct. Am luat 7, deci 20 de bănuți de la fructele acestea. Okay. Vom vedea, vom juca și un pic de clasic și de spirituală. Da. Momentan jocul ăsta ține să mă enerveze, dar eu nu mă las pentru că jocul ăsta nu e mai înainte. No! Urmă. Viața asta. Crudă! Serios. No! De ce de mici jocule așa? Ură din partea ta joc. Bine, cam atât pentru episodul de astăzi. A fost decât o mică prezentare a acestui joc numit Pineapple Pen. Este gratis și îl puteți găsi pe Magazine Play, bară, nu știu, App Store, ce aveți, or iOS, or Android. Eu l-am descărcat oriunde puteți, de pe App Store, de oriunde puteți să luați acest joc mirific și dacă vă place, nu uitați, dați un like, un subscribe și share și poate un coment să mă anunțați ce nu am făcut sau ce am făcut bine în acest episod. Până atunci, eu am fost Chris the King și ne mai auzim. Bye bye!